Dragi cetățeni, astăzi am fost martorii unei mobilizări extraordinare a moldovenilor. În pofida crizei, în pofida neîncrederii față de instituții, în pofida unei campanii murdare, oamenii au ieșit la vot într-un număr foarte mare, și aici în țară și în diasporă. Oamenii au ieșit la vot pentru că le pasă. Oamenii vor ca vocea lor să fie auzită. Oamenii vor să fie respectați. Oamenii vor ca puterea să le ofere soluții la problemele lor. Mulțumesc tuturor celor care au participat astăzi la vot. Le mulțumesc din suflet oamenilor care au mers sute de kilometri pentru a ajunge la secțiile de vot și care au așteptat la cozi uriașe pentru a vota. Ne închinăm în fața dumneavoastră. Astăzi, diaspora a votat în număr de peste 250.000. Este o mobilizare fără precedent și este un record istoric. Oamenii noștri au demonstrat că oricât de departe ar ajunge, le pasă de țara lor, le pasă de rude, le pasă de casa lor. Regretăm foarte mult că mulți dintre dumneavoastră ați trebuit să așteptați ore în șir ca să puteți vota. Я хочу поблагодарить всех граждан Республики Молдова, которые сегодня проголосовали. В этой кампании мы боролись против лжи, коррупции, против разделения наших граждан по этническому и языковому признаку. Мы боролись против дальнейшего разграбления нашего государства. Им не удалось настроить нас друг против друга. Мы ценим каждый голос, и для нас, для всех, очень важно, чтобы выборы были свободными и честными. Din păcate, instituțiile statului nu s-au ridicat la nivelul provocărilor generate de aceste alegeri. Comisia Electorală Centrală a închis ochii la încălcări grave și evidente ale codului electoral. În străinătate au fost mai multe situații pentru care Comisia Electorală Centrală nu a deschis suficiente voturi, astfel privând cetățenii Republicii Moldova de a își exercita dreptul la vot. De asemenea, poliția și procuratura, în unele cazuri, au închis ochii la organizarea transportării sau la transportarea organizată a alegătorilor, chiar dacă asta este interzis de lege și nu au vrut să oprească mituirea alegătorilor. În pofida acestor miopii selective din partea unor funcționari ai statului, eu cred că astăzi vocea cetățenilor se va face auzită. Toate amenințările, minciunile, șantajul la care au fost supuși cetățenii din partea oponenților noștri, se vor întoarce prin vot împotriva celor care le-au lansat. Vin cu un apel la polițiști, membrii și președinții ai comisiilor electorale, observatori, angajați în diferite instituții ale statului, toți cei care sunt responsabili de protejarea votului cetățenilor. Știu că în următoarele ore se vor pune presiuni pentru fraude. Dumneavoastră sunteți cei care trebuie să respectați, trebuie să protejați votul cetățeanului. Cetățeanul a votat și este responsabilitatea statului ca votul cetățeanului să determine rezultatele acestor alegeri. Vreau să le mulțumesc frumos tuturor observatorilor și membrilor BES pentru toate eforturile pe care le-au depus în această zi. Știu că a fost foarte complicat, vreau să vă rog în continuare să protejăm votul cetățenilor. Vă rugăm în continuare să fiți foarte atenți și să păstrați calmul. Eu și colegii mei, la fel,
vom fi foarte atenți la toate semnalele pe care le primim de la secțiile de vot și vom documenta în continuare toate abuzurile care se comit. Asta am făcut și pe parcursul zilei. Vreau să mă adresez tuturor cetățenilor să așteptăm în calm rezultatele acestor alegeri. Nu a rămas mult până vom afla care sunt rezultatele și vreau să vă rog să nu ne lăsăm provocați, să respectăm toate procedurile până la capăt și să ne revedem în câteva ore pentru a discuta rezultatele care eu sper că vor fi foarte bune. Vă mulțumesc! Doamna Sandrușa, nu prea a fost un briefing de presă anunțat. E briefing.